telefonul. N-am mai luat, mai am grijă de iată în ce mi-a era. Era la lopat săracă, atât ea cu coada, cu așa sprijinit. Cum se numește pe azi sărbătoarea asta? Paștii Blajinilor. N-ai mașină, poți să beau în gură, eu nu pot să beau. Îți iau în casă. Iați și mâine. Păi și mâine ceva la voi, vreți să roși? Că și mâine sărbătoare? Nu-i sărbătoare, nu? Nu, și eu vin după aia să-mi găsesc. Hai, băbuțule! Bă, băi, vă strânge-o! Hai, mă, băbuțule, ca... Cată și... Ha? Ei, blocat. E blocat pentru copii. A? Da, Bornaș. Dacă stai că o poți, dacă. Dai fac telefonul tot. Cât coboară bine și dacă. Ei nu pot, poți. Tot pe aici. Aici frumos miroase. Chiar acum o săptămână am cumpărat un borcan de miere de rapice. Nu știu mai vezi. Ia. Să mai vede, Liana. Dar de ce e așa mare? Păi mare. Hai mai, mamă. Hai să vă fac poză, raiți. Da, dar nu-mi dă rău. Hai, hai, încă o dată. Vasile, și cum mănâncă pe alienul ăsta, îl mănâncă așa. Încet, burnaș. Hai, vreau mai, cobar. Da, nu mă mai era drag. Ce frumos. Da, că nu s-a avea cu geamul, da? Avea cu geamul, da, dar eu mai iep. Păi mi-e învin și o iep oasă, da. Și miștoam miroase rapița asta. Hai, luați! E gratis! Ce nori frumoși, Doamne, ce alb este. Azi e Paștele Blajinilor, nu mai mai... Mamă, Paștele Blajinilor, nu? Da. Încet, în alunecat.
Dar nu, coboar bici. Ușor, sunt alunici. Ușor, bre. Cu tocurile alea. Vezi că acolo e adânc. Da, e rapiță. Hai să cobor și-o alea. Ce prășa am lanurile astea. Ia uite. Asta e spre semănat. Trage. Poze. Hai și poze. Lanuri. Hai, dați-vă așa aproape, vă fac o poză. Păi mi-e una singură. Iau. De-acolo le fac. Ce ai zis, viorel? Zic, eu nici nu știu că crezi că m-a băgat în lume. Da, m-a băgat în lume. Da, în lume. Frumoasă. Nu vin albinele aici, vin, nu? Vii, acum nu le văd. Nu sunt acum. O fi mai încolo. Mi-am crescut, eu duceam două ruse din pălea asta, în casă, în casă. Ia bă, o raită, tu dă un chir de raită. De ce? Îl pui aici. Și un chir de grâu. Da, na. O văd ce chestie. Mai lung, mai lung. Mai lung? Nu, dar nu pot, nu știu. Dar, trebuie o cred. Hai, mamă, poți? Da. Încet, încet. Grăbi. Ce sunt aluni și... Da. Da. Hai, urcați-o. Da, du. Ia uite, Leana, asta la întâi mai înflorită. Ia uite ce mare e asta, Leana, ia vină. Ia uite ce mare e. Vezi? A? Da. E mai galben. Scrie acolo șantier în lucru. Șantier în lucru. Da, șantier în lucru. Păi, frățină, nu te le dau toate, te iau și eu. A. Da. Da-ți mai rupă. Bă, dar de aici tu acasă? Bă, de aici tu? Denisa. Este muzeu? Ha. Ați urcat tot? Regulă? Da. Să țin telefonul.
Dar să nu pui deștiu pe camera, da? Da. Să-i mâna dreaptă acolo. Da. Uite mai așa. Aha. Mai închide ușa. Da. Mai în spate. Tu n-ai văzut? Am văzut. Da. Cum o filmezi? Ia închide tot. Doamne, mai că doar. Ăsta mare. Dar n-ai cum s-o prins. Hei, hei. Mașina. Mare treaba, mă. Ce mare! Poți urci picare? Nu mi-e nici scală. Ei, nu! N-ai voie să urci acolo. Știi cât de mare e chestia aia acolo sus? Leana? A fost macărat. E cât un vagon de tir. Cum a urcat? E cât un tir. Nu, ai tu impresia că se mișcă, trec nori, se mișcă nori pe cer, știi? Cum îi duce curiența, știi? Și ai impresia că se mișcă vasa, pământul. Eoliană. Asta produce curent, măi mamă. Produce curent. Mă, dar cum a ridicat-o sus așa, mă? Cu macara, de aia mare. Acum, ești mai înaltă ca asta. Da, imaginează că sunt din astea montate pe apă. Plutesc pe apă. Și mai mari ca astea, mai uriaș. Mai înaltă tare, măi. Acolo sus e cât casa, cât casa noastră. Cât casa noastră bătrânească, cât casa ta de acasă. Da. Acolo ai, stai... Acolo stai două familii, lejer în... În birou, are birou acolo, are... E curios să mă urc într-una de asta. Dar să urmărit în tot timpul ăsta. Ai văzut, era o navă de asta. Dar cred că am să mă urc într-o noapte, vin într-o noapte și mă urc. E curios tare, îți place acolo. Hai, frosnar, hai, frosnar, vin încă. Dar ce vreți să faceți? Vreți să montați cortul? Da. Ah, capul meu! Uite-te și... Tati! Ce faci acolo? Andreea! Aoleu! Maia, nu! Tati, mama vrea să se dezbrace. Curac, tati, că-s tu bronzi. Dezileagă-mă! Doamne, tati, ești roșu pe gâșii, aici ești alb. Dezileagă-mă! Așa. Așa trebuie. Da? Răușesc sau? Vedem. Fiu. Hai, cred că vrei să urci tu. Hai, Maia. Maia, haide tu. Urcă aici. Urcă la Andreea în gâtul. A, da chiar.
Vrei să facem așa? Păi te să-i acolo. Să-i pe piciorul lui tati. Bine. Nu, tati, că ai să cazi jos. Stai cu minte, lasă. Hai, păi dă-te, nu, dă-te jos, că iau în spate. Păi dă-te ca să urci. Ei, tati, lasă că știu eu ce fac. Da, mai vină, să-i în spate de meu. Ăla-i acum. Nu îngătul meu. Nu îngătul meu. Nu-i tatăl meu. Nu pot să mă urc pe asta. Făi, nu te mai strânge nimeni. Deci nu, băi, nu vă dați pe spate. Ai, cădeți jos. Mai te strigi de mine, stai, vino. Vino. Lasă pe ea, lasă pe ea singură. Să mă urchez, cață. Ne-a ajut, o să mă... Benji, mă, sora, tati, ești cas. Ești foarte cas. Te-ai îngășat sau te-ai îmbătat? Te-ai îngășat sau te-ai îmbătat? E foarte greu. Nu, no, băi, da. Vrei să o scot? Da. Nu așa, tati. Te ajut eu. Trebuie, nu, să, pune... Iedi, mama, trebuie să punem apă pe lângă ea. Las-o. Are un metru în pământ. Și batem cu barosul. În ea, într-o parte și în alta. Ăsta-i ciocan mare. Uite, hai unde. Tata, ridică-te. Stai, mă, să văd ce faceți voi aici. Faci, băi! Hai întâi picioarele! Mai întâi să aluntem la prieteni să-ți mă... Nu-mi fac pe sală! Ce fac cu ce auzi? Dă-te aproape dacă vrei! Să aveți poftă! Nu știu dacă o să pot să vin! Ia! Au, gata! Băi, tatărlu, da! Așa e bine! Asta aici ce... Și mai vine ceva sau ce mă zic? Mai bine, vine astea legate, vine aici legate, uite așa. Ce
Ce, nu se duce până jos? E de, stai, nu trage tare, că urui. Nu trage. Trebuia întâi să prinzi. Nu, e strâmb. E strâmb, Edi. Da, să vezi înăuntru că e strâmb. Ăla trebuie dus mai încolo, vezi? Unde? Trebuie dus mai în spate. Partea asta trebuie dus mai în spate. Păi n-ai un să mai duci. Ba da, tu apuci de o parte, eu apuc de o parte și o duci mai în spate. Ai înțeles? E acolo cum e colțul ăla. Haide. Hai să văd de dunga asta care coboară. De aici, vezi? De aici trebuie dat în jos. Deci. Uite, ia vină încoa. Vină încoa să arăt. Vezi? Uite aici, vezi? Urmărește dunga asta. O vezi dunga? Dunga asta o vezi? Uite. Uite unde vine aici. Unde? Vine prea sus. Unde vine? Vine prea sus. Vai, Doamne, dar mai puțin. Și asta. Uite așa, asta trebuie să vină pe colț. Din coala fel. Ei, în cazul ăsta la... Nu, de scoate de acolo, din partea aia, de la vale. De aici? De acolo, scoate priponul de acolo. Scoate de acolo ca să-l mai trag în față, da. De asta e strâmb. Cum să-l trage în față? Scoate de acolo, cum zic eu, că știu ce zic. Ce fac? Bă, lasă telefonul ajută. Da, mă, scoate de acolo. Și vino și ajută. Ce să lag, eu fac și cu o mână treabă. Trebuie două mâini neapărat. Mâini de scurc eu. Ia. Ai văzut? Uite. Vino încoa. Stai, tati. Aici e aproape bine. Aici deja am legat de sub. Ia. Cât de că întâi îl reglăm și după aia îl priponim. Ia și ajută-l pe ciorte. Ia ține telefonul. Edi. Trebuia să ții un tricou pe tine, mama. E cald tare. Te mulășești cu totul. Dă-mi coace, tati. Ce? Asta trebuia gătat aici. Asta? Da. Mami, a căzut asta. A căzut asta, dă-mi coace. Da, dar asta trebuie să vină aici, voi, tati, pe poanii. Tati! Asta-l trebuie pe poanii jeli. Gata, te știu, pune-i acolo, spântă-ne. Păi nu mai avem puțin. Bă, dar să nu le avântul ăsta, are două rânduri de protecție. Șmeche. Două rânduri de protecție aici. Azi devine un vânt. Bărbate, trebuie să spui telefon de fac, mă brozesc prea tare eu. De ce? Mă brozesc prea tare. Nu, mă fac prea neagră. Ăla e cel mai mare. Trebuia tras mai în spate. Prelata asta care e bătută tu acum. Mă auzi? Partea alantă trebuia tras mai în spate. Nu, aia din spate, din întinsă, întins, nu aia, nu aia. Așa, trage mai încoace. Apoi ce fel am filmat eu? Cât e de
mare e, hai du-te departe. Nu, un stic. Nu e așa, mame, că stic aia. Care, mama? Aia. Uh-huh. Dar nu, că ăsta e de măsura, nu strici. Nu m-am i-a văzut odată, dar nu mă simt. Mama, mă bronzez la față. E neapărat seara. Trebuia tu să iei iarba pe acolo. Andreea! Mami, fugea farmacie și ia-mi ia gumea de ridice. Hmm? Da, ia piciorul. Ia piciorul. Ai văzut? Ia. Și acum o... Ia. O zi să zic. Ia. O înfășoară. Înfășoară, mă. Înfășoară. A? Ceva pe jos, se ridică. Dă-mi cu acu, fac eu. Ia de aici. Cu fac eu. Are două intrări. Are toate, peste tot are intrare. Pe unde vrei tu. Ai auzit? Da. Bun, dar nu mai faci așa, fiindcă... Hai, dar nu mai trage. Este curent. Las-o acolo. Las-o, nu. Este curent. Mă, ajută-l acolo, așa cum nu. Nu ești tu. Hai, dar unde se le-a iei de la cortul celălalt? Le-ai aruncat? Sunt pierdute. Toate? Da, dar sunt mai micile. Sunt mai mici? Da. Ia de aici. Ia de aici. Tu-ți iarba aici, așa? Da? La picior. Căprița mea trebuie să o duc să o pripone. Tu trage. Ce să o priponesc? Ce-i fata? Apa, ai? Ce ai de behut? Ai figuri pe tine? A? Ia mai ia niște mâncare. Ștaci din gura acolo. Te duc și te propunez mai încolo. Te mai las o leacă. Dragii mei, nu știu dacă vă mai amintiți din al doilea vlog care l-am postat eu de o lună și ceva de atunci. Caisul, când abia înflorea. Uitați acum ce cais are. E bun. Aici, ieri, am învelit, m-a ajutat un văr de meu. De am învelit aici. De fapt, mai mult el a lucrat. Am avut treabă la mașini. Am avut două mașini de reparat ieri. Și... Aici e frumos. Dar treaba este că când am... timp ce se lucra aici, am dat drumul la câini. Și goguțul meu a dispărut de ieri, de la ora asta. Nu știu unde o fi. Lorița și ea, nu știu ce s-a întâmplat cu ea, că am găsit-o zgâriată pe burtă, așa, mușcată, ca și cum. Tăbărât-o vreun câine, ceva, nu știu. E un pic cam supărat, a vomitat un pic. Ce, tată, ce? Nu prea se simte în apele ei. Și goguțul meu n-a mai venit acasă. Nu mai pot, nu știu cum să-l mai caut. Mi-a lăsat toată noaptea ușa deschisă aici să vin la locul lui. Și aici vreau să bag găinile. I-am mutat din partea asta de aici. Aici o aveam pe Lori. Dincolo aveam pe Gogu. Gogu avea două spații, două boxe din astea. Și i-am făcut una mai mică acum.
Și am lăsat pentru găini mai mari. Și a dispărut, frate, nu știu. S-a adus pe cățări, nu știu. Pe dealul ăsta pe aici. Fost, m-am uitat un pic, dar n-am dat de ea. Nu știu cum să mai caut. Mă duc mai încolo să mai dau o tură. Poate îl văd. Of, of, of. Haide să vă arăt un pic și gardul. Mi-am dat o culoare albă la stâlpi ăștia. Un praf de piatră. Bun și ieftin. Da, cam așa arată. Alb, ce să fie, alb. Îmi place mie așa. Îl las așa vreo 2-3 ani și când mai s-o trage culoarea asta, îi dau alta. Și plăcile, nu știu dacă v-am spus, o să vând de culoare, să aibă culoarea gri, gri închis. Plăcile, o să iasă frumos. Mi-am place cum ești. E important să-ți placă ție, nu neapărat să-ți placă la toată lumea. Ia să vedem dacă să văd porumbei sus acolo. Să vă arăt. A, uite, se vede coada. Mai țineți minte când le-am făcut cuib aici? Aici coada, se vede acolo. Mă dau din partea asta, în toate. Te văd mai bine. A, uite, uite, uite una acolo, se vede. S-a frotit. Uitați, a crescut mare. Dragii mei, cam atât am filmat pentru astăzi. O să mai revin, bineînțeles, și cu alte vloguri. Stați pe fază. Sperăm, cred, că o să fac și alte vloguri mai frumoase, mai interesante decât astea care a fost până acum. Și stați aproape. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și mă urmăriți de fiecare dată. Să nu uitați să dați un like, trebuie să nu uitați de like, să nu uitați să distribuiți, să dați o distribuire acolo, pe Instagram, pe Facebook, pe mai ce toate se poate da. Instagram și Facebook, Twitter, o grămadă din astea. Twitter? Twitter. Și altceva? Nu mai este, nu? Da, dragii mei. Scriți acolo la comentarii, că nu mă deranjează. Scriți de bine, de rău. Fii cum o fi. Like, dislike. Contează foarte mult părerile voastre. Și vă las cu bine. Vă doresc o duminică plăcută în continuare. Acum mă pun să le editez. Am mai filmat și am mai fost și în altă parte. Și e bine că ce am filmat acum e la urmă. O să... Deja ați văzut cum ar veni. Vă pup!
și vă doresc multă sănătate, că e mai bună decât toate. Doamne ajută! Până la vlogul următor, vă las cu bine, sănătate!